Câte știm cu adevărat despre persoanele cu sindromul Down? Care e interesul concret îndreptat către ele? Pentru publicul larg, dacă nu a avut rude apropiate sau cunoștințe care să-și fi trăit viața cu amprenta trisomiei 21, șansa de a cunoaște câte ceva despre această condiție este destul de redusă. O șansă redusă în mod voit, prin lipsa deschiderii și prin lipsa empatiei celor din jur. O șansă redusă, alimentată de faptul că persoanele cu sindromul Down sunt nevoite să urmeze școli speciale, să-și desfășoare activitățile doar ele între ele și, dacă ar fi posibil, cu ghilimelele de rigoare, să se separe de publicul larg pentru a nu-l perturba. O șansă redusă la care am contribuit, mai mult sau mai puțin, cu toții, chiar dacă e greu să acceptăm asta, în momentul în care am făcut separația între noi și ei. Incluziunea persoanelor cu dizabilități rămâne, din păcate, încă într-o fază incipientă. Poate nu vedem în jurul nostru foarte multe persoane cu sindromul Down, motiv pentru care am putea concluziona că sunt într-un număr nesemnificativ. Realitatea arată însă că pe glob un copil din 800 se naște cu această condiție, iar șansa lor la o viață normală este dată de gradul de acceptare al oamenilor din jur. În mai puțin de două luni, pe 21 martie, se împlinesc 17 ani de când s-a oficializat Ziua Internațională a Sindromului Down. Mai exact, o zi specială pentru toți oamenii deosebiți în care li se reamintește că ei sunt eroii propriilor povești. Nu am avut răbdare până atunci, așa că am vizitat Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, pentru a-i cunoaște pe membrii ei, dar și pentru a înțelege terapia prin balet, unică în lume, pe care aceștia o practică. Povestea centrului a pornit în 2010, din dorința Adrianei Avram de a ajuta pe cei din jur. Avea practic două joburi cu normă întreagă, pe de o parte în domeniul bancar, iar pe de altă parte acasă pentru fiica ei, Raluca, care s-a născut cu sindromul Down. Deși activitatea profesională îi aducea o stabilitate financiară destul de solidă, Adriana a ales să se dedice, trup și suflet, asociației, motivată fiind de fiica sa, care, după terminarea studiilor, alegea să-și petreacă timpul, majoritar, în casă. Lipsa de motivație a Ralucăi și perpetua apatie a acesteia i-au stabilit Adrianei un traseu clar. Înființarea unui centru în care atât fiica ei, cât și alți beneficiari să nu mai treacă prin aceste stări. Nu regretă nicio secundă decizia de a-și schimba radical traseul vieții. Mă simt extraordinar. Copiii aceștia sunt viața mea. Sunt rostul meu pe pământ. Nu știu ce aș face dacă nu i-aș avea în preajmă, dacă n-aș putea să îi îmbrățișez, să le simt căldura și să-mi dea din energia lor pozitivă, din sufletele lor curate. Deși dragostea și pasiunea sunt elementele care pun baza oricărei activități înfloritoare, partea financiară nu poate fi scoasă din discuție. Întreținerea centrului, alături de toate taxele obligatorii, reprezintă, fără dubiu, o presiune. În cazul nostru, eu pot să vă vorbesc prin prisma unității noastre, care este o unitate acreditată, licențiată. Beneficiem de colaborare cu Consiliul Local și sprijin în realizarea activităților artistice. Nu aș putea să spun un cost total strict pentru materiale, pentru că acesta diferă de la o lună la alta, însă pot să vă spun că pentru funcționare se consumă lunar în jur de 15.000 de lei. Cu un program mediu de 7 ore pe zi, beneficiarii centrului sunt ajutați în permanență să se dezvolte și să capete autonomie. Atenția este îndreptată, în mare parte, pe recuperarea noțiunilor și abilităților pe care nu le-au putut accesa la timp, pentru a le descoperi, dar și pentru a le întreține potențialul. Aici au, în primul și în primul rând, ore de recuperare, scris, citit, socotit. Toate activitățile sunt orientate spre recuperarea potențialului atât cât se poate și spre viața independentă. De asemenea, fac pictură, fac dansuri, după cum s-a văzut, mai au activități în aer liber când vremea ne permite, basket, fotbal, volei, orice se poate, orice se poate, grădinărit, de toate. Orele de dans și, mai precis, de balet reprezintă o componentă foarte solidă a activității centrului, căreia atât angajații cât și beneficiarii îi acordă o atenție deosebită.
Și nu este vorba despre orice fel de dans, ci vorbim despre o formă de terapie prin balet de care se ocupă de mai bine de 7 ani Diana Jelescu. Tânăra, în vârstă de 28 de ani, absolventă Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima, fondatoarea Royal Dance Academy și balerină cu normă întreagă, își dedică timpul, dragostea și energia pentru această activitate atât de iubită de beneficiarii asociației. Ne-a povestit despre motivația pe care o are în parcursul ei de a ajuta pe ceilalți. Rezultatele pe care le avem împreună. Primul rând, rezultatele pe care le au ei, pentru că văd că se dezvoltă foarte frumos și au rezultate și pe plan fizic, și pe plan emoțional, și pe plan psihologic. De când i-am cunoscut și până în prezent, au făcut progrese foarte mari, sunt alți oameni. Și rezultatele noastre pe care le avem împreună, referindu-mă la spectacole, la toate proiectele noastre scenice, ei au înregistrat un record și au fost primii balerini cu sindrom Down din lume care au nasat pe scena unei opere și realizarea asta e a noastră, a tuturor. Cu o disponibilitate prezentă de ambele părți, rezultatele nu au întârziat să apară. Coreografa ne-a povestit că a sesizat îmbunătățiri încă din prima jumătate de an pe toate planurile. Am văzut rezultate după 6 luni. În primul rând, rezultate fizice, pentru că au scăzut în greutate, li s-a dezvoltat musculatura, au mai multă încredere în ei, asta am observat deja de la după primele luni de repetiție, că erau mai încrezători. Așa cum au spus ei, legat de acel scop pentru care se trezesc, asta îi motivează, au motivație, simțeau și că au o sarcină pentru care să lucreze și atunci se simteau egali cu ceilalți oameni din societate care în fiecare zi lucrează pentru ceva. Avem rezultate mai bune și pe partea de comunicare. Comunică mai bine, pot să comunic mai ales cu cei cu care am început. Putem să comunicăm mult mai eficient și deja știu să spună ce le place, ce nu le place și dacă lucrăm la o coreografie, au preferințe pe care le exprimă și le spun în cuvinte și sunt rezultate foarte mari. Pentru acest an, calendarul a fost deja stabilit. Atât Adriana, cât și Diana și-au fixat clar evenimentele din 2023, pentru care beneficiarii se pregătesc zilnic. Dacă totul o să fie în regulă, anul acesta, festivalul de Flori de Speranță, deci cel pe care noi îl organizăm, ar trebui să cuprindă o tabără gastronomică, pentru că pentru a veni în sprijinul dezvoltării deprinderilor de viață independentă. Concursul acesta gastronomic nu este doar un concurs unde se primesc premii și medalii și suntem fericiți că lumea apreciază ceea ce noi am pregătit pe farfuria noastră, ci este o muncă pas cu pas pentru că atunci când ei vor trebui să se descurce, să știe, să-și pregătească o mâncare cât de ușoară. Avem o listă plină de proiecte cu ambele echipe și cu cei de la secția de terapie dorim să facem un spectacol la final de an școlar doar de terapie și vrem să îi înscriem și pe ei în competiții de dans de profil. Iar pentru ceilalți avem foarte multe, participăm și anul ăsta la campionatul de dans. Și pregătim un spectacol de burlesc care va avea loc în 24 februarie, deci mai avem puțin timp. În prezent de asta ne ocupăm, de spectacolul de burlesc și de campionat. Deși au un program încărcat, s-a putut observa receptivitatea cu care beneficiarii centrului reacționează la toate activitățile în care sunt angrenați. Am întrebat-o pe Adriana Avram care este motivația lor de zi cu zi. Valorizați este răspunsul. Se simt valorizați. Simt că au, că sunt ancorați în lumea aceasta, că sunt apreciați, că înseamnă ceva pentru lumea aceasta. Am întâlnit situații în care tânărul s-a plâns, nefăcând parte din vreo asociație. Viața mea n-are niciun sens. M-am plictisit de viața asta. Deci ei simt ca noi, gândesc ca noi. Sunt niște oameni absolut normali. Puțin mai copilăroși și asta îi scoate puțin afară din decor.
Deși marginalizate și, adesea, neînțelese, persoanele cu sindromul Down au aceleași abilități pe care le are și publicul larg. Mai mult decât atât, exceptând diferențele de fizionomie, nu se pretează nicio diferențiere de orice natură între ele și alte persoane. Trăirile și sentimentele, pasiunile și dorințele, dar și activitățile și raportările lor sunt la fel de autentice și de valide ca ale fiecăruia dintre noi. În acest caz, chiar dacă sunt ajutați, oamenii cu sindromul Down sunt mai mult decât pregătiți pentru această societate. Rămâne totuși o singură întrebare. Este societatea pregătită pentru ei?